Bună ziua! După cum am zis, am revenit cu o nouă filmare în care avem în față trei feluri de un gem de caise. În primele episoade v-am arătat cum procedăm și acum vă voi spune fiecare gem în parte cum a fost făcut. De exemplu, acest gem care este un pic mai închis la culoare a fost măcinat cu un blender. Încerc să focalizez un pic. Deci a fost măcinat cu un blender, se vede granulația, se vede culoarea. A fost măcinat cu un blender, s-a pus zahăr 1 la 1, iar apoi a fost pus la foc potrivit, nici mic, nici mare, pentru că dacă ai pune la foc prea mic, nu ar fierbe cât de cât, nu ar da în clocot și nu s-ar evapora foarte repede apa, deci un foc potrivit este perfect. Se evaporă foarte mai repede apa din compoziție și normal se fierbe mai repede. Deci este greșit dacă se spune a la foc mic sau numai doar atât că trebuie în continuu amestecat, avea grijă a nu se prinde pe fundul oalei. L-am fiert circa 2 ore jumate, se poate 2 ore jumate până la 3 ore fierbe. Iar apoi, așa cald, spuma care se formează, a nu uita, spuma care se formează se ia în continuu deasupra, deci nu se lasă, iar în momentul când este gata, asta este aspectul lui, consistența lui, este ceva super. Venim la gemul numărul 2. Gemul numărul 2 care se vede este o diferență de culoare, deoarece este gemul cu gelatină care se amestecă cu gelatina, se pune la fiert, iar în momentul când începe a fierbe, deci este cu gel fix acela zahăr amestecat cu conservantul ca atare, iar în momentul când începe să fiarbă se lasă 4 minute, deci asta este așa rapid, se lasă 4 minute și momentul când este, cele 4 minute au trecut, este cald, se pune în borcane, se închide hermetic și gemul este gata. Iar aici avem gemul varianta 3, care, după cum v-am arătat în filmare, caisele au fost tăiate cu bulețe, cum am zis, haotic sau de nicio formă, cum mi-a venit la îndemână să fie mai ușor de a le tăia. La fel puse cu zahăr, deci astea le-am pus cu zahăr și le-am lăsat să steie 4-5 ore, deoarece erau cubulețe sau bucăți mari și să pătrundă în ele. La cele care le-am blenduit, le-am pus zahărul și le-am și pus la fiert, nu mai avea niciun sens a le lăsa cu zahăr. Dar la aceste cubulețe care am tăiat cubulețe, a trebuit să le las să steie cu zahăr. Apoi l-am pus la fiert, la fel, grijă, învârtit în continuu sau scuturată oala, a nu se prinde pe fund. La fel, circa 2 până la 3 ore se fierbe și eu nu le-am mai amestecat, sunt persoane care doresc să le amestece la fel, eu știu, cu blenderul sau cu ceva să le facă. Eu le-am amestecat așa, se vede compoziția sau caisele. Deci este o diferență, da. Se vede la fiecare. Iar după cele 3 ore, după ce a fiert, spuma a fost luată, la fel am pus în borcane, iar după aia le-am închis hermetic. Deci avem 3 feluri. Deci este caisa tăiată bucățele, cubulețe, cum ți-a venit la îndemână. Este gemul de caise făcut cu gel fix 4 minute. În rest, cele două piure și cubulețe între 2 și 3 ore puse la fiert. Cel cubulețe se ține cu zahăr. La fel am uitat să specific. La cel cubulețe am pus la fel 1 la 1 zahăr cantitatea, deci 1 kg de fructe, 1 kg de zahăr. La cel cubulețe se lasă asta cu zahărul câteva ore. La cel cu gel fix se blenduiește, se pune gel fixul, se pune la foc,
În momentul când începe să fiarbă, 4 minute, lăsat să fiarbă, iar apoi se pune în borcane. La cel mixat, la fel, 1 la 1, nu l-am mai lăsat să stea cu zahăr, l-am pus direct la foc potrivit, și cel cu bulețe, și cel gel fix, și celălalt foc potrivit, și după 2 ore, jumate, 3 ore, puse în borcan, închis hermetic și gata, sunt gemurile de caise. Eu sper să vă placă și această filmare și normal că vă place, nu uitați, puneți în practică. V-am zis, este ușor, normal cu gel fix își păstrează poate și mai mult vitaminele și culoarea și compoziția. Eu optez și pentru rețetele bătrânești, îmi plac alea vechi. Deci fac și una și alta și testez de fiecare dată noi rețete. Eu vă mulțumesc, vă doresc o zi minunată alături de cei dragi și nu uitați, like și vă abonați. La revedere!